Locuitorii de pe șoseaua Alexandriei au trecut aseară printr-o stare deloc de invidiat. Emoția, teama, erau sentimentele care îi dominau pe cei care asistau la lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință în zonă după ora 18. În afara unui magazin, focul nu s-a extins la nivelul gospodăriei sau la vecinii celor confruntați cu nedoritul eveniment, echipa inspectoratului pentru situații de urgență prezentă la fața locului făcându-și datoria. Aseară, în jurul orei 18:30, am fost solicitat să intervenim pe șoseaua Alexandriei pentru a lichida un incendiu izbucnit la o locuință. Ne-am deplasat la fața locului cu o auto specială de lucru cu apă și spumă, cu un echipaj format din 5 subofițeri și un ofițer. Pagubele nu au fost foarte mari. În incendiu a ars 20 de metri pătrați de acoperiș din lemn, un frigider vechi și câteva elemente de tâmplărie. Cauza probabilă de incendiu urmează a fi stabilită după finalizarea cercetărilor. Incendiul s-a soldat cu pagube materiale evaluate la aproximativ 1.500 de lei, iar viața membrilor familiei trecută prin necaz nu a fost pusă în pericol. Doar unei persoane feminine, mai în vârstă, i s-a atribuit asistență medicală, constând în stabilizarea emoțională și verificarea unei tensiuni arteriale.